Domnul. Fiecare boală, fiecare boală își are început într-un păcat. Trupul nu se îmbolnăvește cât e sufletul curat. Numai după ce păcatul intră în suflet, doar apoi, întinându-se tot trupul, vin al boalelor convoi. Nu-L rugați întâi pe Domnul să vă vindece vreun trup. Câtă vreme în a lui suflet stau păcatele ca în stup, ci rugați-vă înainte și îl chemați pe Dumnezeu ca să-i poată fi dat harul și iertat păcatul greu. Poate poți prin stăruință vindecat de îndelungi la vreo slabă vindecare a vreunui trup să ajungi. Dar când boala sufletească n-a fost vindecată întâi, numai cu o vindecare înșelătoare să rămâi. Mulți, când suferă cu trupul, au un suflet credincios, dar cum au scăpat de boală, îl și uită pe Hristos. Dumnezeu le dase boala ca să-L afle în acest fel, dar când le-a luat durerea, s-au și lepădat de El. Nu doriți întâi să scape nimeni de o boală grea, ci să lase întâi păcatul, căci din cauza lui e ea. Dacă îi vindeci a lui suflet, poți să scapi și trupul său. Dar când sufletul se pierde, vindecarea în trup e un rău. Dar când sufletul se pierde, vindecarea în trup e un rău. Amin.